Am un răspuns. Are cineva o întrebare? Întreabă. Nu te costă nimic. Vreau să știu de ce. Vreau să întreb. Întreabă. Vreau să întreb. Nu te costă nimic. Întreabă. Dar poți afla. Întreabă și tu. Ai o întrebare? Da, vreau să întreb și eu. De ce? Întrebarea mea vreau este... Vreau să știu de ai ce. Ai o întrebare? Vreau să întreb. Am un răspuns pentru întreabă. Tine. O rubrică zilnică realizată de slujitor Dani. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Care este a șasea cerere din rugăciunea domnească? Cererea a șasea din rugăciunea domnească este și nu ne duce pe noi în ispită. Prin ea ne rugăm Tatălui Ceresc ca harul Lui să ne ferească de ispitele care întrec puterile noastre. Dar ce este, iubiților, ispita și cine este ispititorul? Ispita este bântuiala cea rea care amăgește și împinge pe credincios sub jugul diavolului. Ispita nu este de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, citim în Iacov 1:13, ci după cum zice Origen, dacă este un rău ca să te lași ispitit, lucrul pe care tocmai îl cerem să nu se întâmple, atunci cum să nu fie absurd să ne gândim că bunul Dumnezeu, care nu poate aduce roade rele, l-ar arunca pe cineva în cele rele. Avem de luptat împotriva duhurilor răutății din văzduh, spune Sfântul Apostol Pavel Efesenilor în capitolul 6 cu versetul 12, iar Sfântul Grigorie al Nisei numește ispititorul pe diavolul. Ispita este uneltirea celui necurat. El este cel ce ațâță în om pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. 1 Ioan 2:16. Cu aceste întreite bântuieli a cercat el să ispitească chiar pe Hristos. Vedem în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versete de la 1 la 11. Și cu ele a dus în ispită pe Eva în rai. Frumos era la vedere și bun la mâncare rodul ce m-a omorât. Citim în cartea Ohtoihului. Diavolul se folosește de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământești, atunci când ne întindem omiala ispitei. Pescarul care vrea să prinde un anumit soi de pește agață în cârlicul undiței o anumită gânganie sau momială ce place îndeosebi peștelui. Dar întrebarea este următoarea: ispita este păcat? Ispita în sine nu este păcat. Învoirea cu ispita este păcat. Dumnezeu nu ispitește, dar îngăduie ispita fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej să dovândim tăria credinței noastre și astfel să avem drept la răsplătire. Ispitele ce se întâmplă dreptilor sunt pentru cercare și au și plată. Se poate spune pe bună dreptate că ispitele sunt semne ale dumnezeieștii bune voințe, așa cum îi zice Arhanghelul Rafael lui Tobit. Cităm, trebuia să fii ispitit, fiindcă ai bine plăcut lui Dumnezeu. Cartea lui Tobit, capitolul 13, cu versetul 13. Pentru aceea, oamenii cei mai bântuiți de ispite sunt tocmai cei ce se tem de Dumnezeu și fac voia Lui, căci satana nu ispitește pe cel ce-l are în mână, ci pe acela care îi scapă sau îi zădărnicește planurile lui. Sfântul Efrem Sirul a văzut în vedenie, tolănit pe ziduri, la poarta unei cetăți pline de desfrâu, un singur diavol, care nu făcea altceva decât
să se tot sucească leneș, când pe o parte, când pe alta. În schimb, în pustie, a văzut un viespar întreg de draci, dând târcoale în jurul unui singur pusnic îmbunătățit. Unde ispita bântuiește mai aprig, acolo se poate spune că și virtutea este mai mare. Dar, iubiților, ispitele folosesc la ceva. Ispitele ne sunt de mare folos. Citim în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 12, 1, 2 și 4, fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne zmeresc, ne sporesc virtutea. Așa cum știm, copacul scuturat de vânt își înfige rădăcinile mai adânc. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne ispășim păcatele chiar în viața de acum și în sfârșit sporesc fericirea noastră veșnică. Prin cioplire și lustruire, piatra nestemată capătă mai multă strălucire. Atunci am putea spune, dacă nimeni pe pământ nu este scutit de mântuiala ispitelor, cum trebuie înțeleasă cererea și nu ne duce pe noi în ispită? Într-adevăr, viața omului pe pământ este o luptă, după cum citim în Sfânta Scriptură, în Iov, capitolul 7, cu versetul 1. Și dacă cerem să fim scutiți de lupta cu păcatul, nu cerem ca să nu fim puși la încercare, căci așa ceva nu e cu putință, ci ca să nu fim biruiți în ispită. Ne rugăm să ne întărească cu harul Său, Dumnezeu, ca să putem răbda cu tărie și cu bărbăție până la sfârșit caznele ce ni se vor da. A nu cădea în ispită când suntem mântuiți, a răbda cu tărie și cu bărbăție necazurile, înseamnă a ne împotrivi, a lupta împotriva ispitei, că legea noastră creștină este luptă, citim în 1 Corinteni 9,25. Iar fără luptă și fără biruință nu se poate câștiga împărăția cerurilor, Matei 11,12. În ispite, iubiți frați și surori, nu răzbim numai cu puterile noastre. Numai cu puterile noastre nu putem birui ispita, de aceea, atunci când ispita ne bântuie, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne mântuiască, să ne scape cu harul Său. Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre, citim în 1 Corinteni 10,13. Olarul nu ține prea mult oalele în cuptor ca să nu crape de prea mult foc. Din pățania dreptului Iov se vede că diavolul are asupra omului numai atâta putere cât îi îngăduie Dumnezeu. Iov 1,12. Iar dacă Dumnezeu îngăduie ispite mari, atunci El dă și harul îndestulător spre a ține piept încercărilor. 2 Corinteni 12,9. Harul de împotrivire se dobândește prin rugăciuni. Cine se ispitește, dar să cadă numai decât la rugăciune, așa au făcut sfinții apostoli în corabie, cuprinși de furtună pe lacul Genizaretului. Matei 8,25. Rugăciunea, iubiți frați creștini, este pavăza cea mai puternică împotriva ispitei. Privegheați și vă rugați, ne spune Domnul Iisus Hristos, ca să nu intrați în ispită. Matei 26,41. Rugăciunea luminează mintea și întărește voința, așadar tâlcul cererii și nu ne duce pe noi în ispită este nu să ne scape de ispită, că și Sfântul Apostol Pavel a cerut și nu a fost ascultat, citim în 2 Corinteni 12, de la 7 la 9, ci să ne izbăvească de bântuielile ispitelor care ne-ar putea prăvăli în păcat,
să ne dea putere să ne împotrivim, să luptăm și să biruim ispita. Amin.